3 ani și 8 luni când am văzut la un desen animat totul. Era un desen despre o șoricică balerină și mi-a plăcut foarte mult, m-a inspirat și de atunci le-am tot spus părinților că eu vreau să merg la balet. Ei nu prea m-au crezut că doresc eu atât de mult să merg la balet și într-o zi m-au dus la niște cursuri de dans. Când am ieșit la pauza de la cursul de dans, am dus la părinți și le-am spus că ăla nu este balet și m-au întrebat, păi tu știi ce e ăla balet? Și le-am arătat eu așa ce știam pe acolo, o piruetă, stăteam pe vârfuri, cam atât știam atunci. Apoi și-au dat seama că mie chiar îmi place baletul și că am înclinații spre asta, de atunci m-au dus la cursuri. Balet au fost minunați, m-am simțit foarte bine și apoi tatăl meu a început să se implice mult mai mult, a început să-mi facă costume, să mă ducă la concursuri și pe la vârsta de 7 ani au început să apară și rezultatele. Printre cele mai importante premii ale mele este acest trofeu pe care l-am câștigat la campionatul mondial din New York. Am fost prima româncă care a reușit să câștigem vreun premiu acolo și sunt foarte mândră de acest premiu. În finalea de atunci am dansat Lebăda Neagră și un dans contemporan pe care l-am făcut împreună cu tatăl meu aici în sufragerie. O zi din viața mea este foarte complicată. Mă trezesc la ora 6:30, 6:40. Mă joc 10 minute cu pisicuța mea, pentru că are și ea nevoie de afecțiune. Apoi pornesc către școală. Acolo încep cursurile cu 2 ore de balet, de la ora 8 până la ora 10. Apoi, depinde de fiecare zi, am cursuri până la ora 4 sau până la ora 3. Iar apoi vin aici, la casa de balet, și mă antrenez în particular până seara târziu. Cel mai mult am făcut, cred că 9 ore, 8 ore jumătate, cam așa ceva. Părinții mei mă ajută foarte mult, sunt alături de mine, mama mea muncește de dimineață până seara pentru mine, ca să mă ajute, iar tatăl meu se implică în tot ceea ce ține balet, adică îmi face costume, coronițe, îmi caută idei de dansuri, muzică și toate cele. Urma primul concurs al Biancăi, cel mai important, și anume campionatul european. Voiam ca totul să fie perfect, costumașul ieșise așa cum îl doream noi. Ne-am lovit de problema accesorilor, coroniței. Ne-am uitat, am căutat un model, am vrut să-l comandăm, fiind foarte scump, am renunțat la idei, la undeva la 500 de euro. Am cumpărat niște pietre, am apucat să văd ce iese din mâinile mele. Făcut 3 zile, seara, liniștit, bucătărie. Nici Bianca nu era încrezătoare că va ieși. Nu credeam deloc că o să iasă. A rămas uimită când a văzut rezultatul. Mentorul meu este tatăl meu, care mă ajută foarte mult în tot ceea ce fac. Și pentru asta îi mulțumesc foarte mult. Nu am cuvinte să mă exprim, nu știu ce să spun. Îi mulțumesc foarte mult. Văzând-o atât de implicată, am decis că e momentul să mă implic și eu cât mai mult și în acel moment am realizat că ea chiar își dorește. Plus, de asta a trecut niște mici teste în ghirimele și anume apucasem să-i cumpăr o bicicletă nouă, de la vârsta de 6 ani și ceva. Urma un concurs destul de important și anume primul campionat al ei mondial în Croația. Și am spus că va trebui să renunțe la bicicletă pentru tot timpul. Iar ea a decis că da, renunță. Deci fără niciun regret, a răspuns pe loc că renunță. Dacă ne rezumăm la performanță, într-adevăr necesită și foarte multă implicare. Și anume, începând de la timpul dedicat, de stat, de ascultat, sunt zile cu durere, până la prestația scenei, costume, melodii alese, toate acestea le fac eu. Nu aveam pregătire, însă nevoia ne-a împins pentru a o ajuta și atunci am descoperit că pot face aceste lucruri pentru ea.
toate orele de balet, toate costumele costă extraordinar de mult, dar de aceea tatăl meu mă ajută, el se ocupă de costumele mele, de coronițe, ca să economisim cât mai mult. Am renunțat la o parte din necesitățile noastre ca familie. La concedii am avut o pauză de 10 ani pentru a investi în Bianca. Are nevoie de flexibil, care îi tocește zilnic, poante, dresuri, body-uri și costumele de scenă. Și concursurile care sunt foarte costisitoare. Lunar, cred că ajungem undeva la 1000 de euro, 5000 de lei. Ne-a motivat Bianca și dorința ei și ambiția ei. Cred că se simte împlinit de fiecare dată când câștig vreun premiu sau când îmi iese bine dansul pe scenă și, desigur, când mă vede pe mine bucuroasă. Îmi doresc foarte tare să ajung balerină, desigur, și să studiez la o școală în străinătate. După școală, mi-aș dori să ajung la compania de balet La Royal din Londra, pentru că este preferata mea. Când intru pe scenă, este un sentiment de nedescris, pot spune, pentru că acolo mă simt eu cel mai bine. Este un vis devenit realitate atunci când sunt pe scenă de fiecare dată. Îmi place foarte mult să dansez. De la ea am învățat că trebuie să luptăm. Deci am învățat că uniți reușim. Și într-adevăr, împreună am reușit multe.